De la începutul lunii octombrie, de când a debutat campania de vaccinare antigripală, peste 41.000 de suceveni s-au vaccinat, după cum a declarat Gabriela Budeanu, purtător de cuvânt din cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava. Mai precis, numărul celor care au primit vaccina antigripală este de 41.089 de persoane, estimându-se că la nivelul județului ar fi nevoie de 53.000 de doze de vaccin antigripal. Dintre acestea, 2.360 sunt pentru cadre medicale, peste 20.000 pentru bolnavi cronici, 1.450 pentru copii, 348 pentru gravide, 1.663 pentru rezidenții din instituțiile de ocrotire socială și peste 26.000 pentru persoane peste 65 de ani. Până acum, în depozitul Direcției de Sănătate Publică au ajuns aproape 50.000 de doze. Potrivit medicilor epidemiologi suceveni, vaccinul antigripal din sezonul 2022-2023 va asigura o rată de protecție mai mare față de iernile trecute și recomandă vaccinarea, mai ales că ne aflăm încă în pandemie de coronavirus. Chiar dacă vaccinul antigripal rămâne cea mai eficientă modalitate de protecție împotriva îmbolnăvirilor de sezon, medicii recomandă populației să țină seama și de o serie de măsuri preventive. Astfel, este necesar să fie respectate normele generale de igienă, precum spălarea mâinilor ori de câte ori este nevoie și păstrarea unei curățenii corporale riguroase. În această perioadă este indicat consumul de fructe și legume, care asigură un aport optim de vitamine pentru întărirea sistemului imunitar. Este de asemenea important să se respecte orele de somn pentru a evita slăbirea sistemului imunitar. Pentru persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cronice cardiace și respiratorii, recomandarea este aceea de a se feri pe cât posibil de deplasările care creează premisele îmbolnăvirii sau apariției complicațiilor la afecțiunile deja existente. În cazul în care apar primele semne de boală, cum ar fi febra, dureri de cap și de gât sau tuse, trebuie anunțat telefonic în cel mai scurt timp medicul de familie. Datele statistice ale Direcției de Sănătate Publică arată că odată cu creșterea numărului persoanelor vaccinate antigripal, scade numărul cazurilor de viroze și pneumonii. Astfel, în cursul săptămânii trecute, numărul acestor îmbolnăviri s-a redus la mai mult de jumătate, înregistrându-se 1036 față de peste 2400 de cazuri cât au fost săptămâna precedentă. Mai exact, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 831 de cazuri de îmbolnăviri prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în scădere comparativ cu 2035 de cazuri câte au fost în săptămâna anterioară. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, unde au fost 288 de îmbolnăviri, iar printre copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani au fost 203 cazuri de infecții ale căilor respiratorii. În rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani au fost 159 de cazuri, iar în rândul nou-născuților cu vârsta de până într-un an au fost 108 cazuri, categorie urmată de persoanele cu vârsta între 50 și 65 de ani cu 45 de îmbolnăviri. Printre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani au fost cele mai puține cazuri și anume 28 de îmbolnăviri. Dintre pacienții diagnosticați cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 23 au fost internați în spital pentru tratament de specialitate. Tot în perioada 28 noiembrie-4 decembrie, la nivelul județului Suceava, s-au mai înregistrat și 205 cazuri de pneumonii. 109 pacienți au necesitat spitalizare. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de 65 de cazuri, s-au înregistrat în rândul copiilor cu vârsta între 2 și 4 ani, iar printre copiii între 5 și 14 au fost 31 de cazuri de pneumonie. Afectați de pneumonie au fost și copiii nou-născuți, fiind diagnosticate 52 de îmbolnăviri. În rândul sucevenilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani au fost 26 de cazuri de pneumonie. Printre sucevenii cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 au fost 16 cazuri, iar cele mai puține cazuri au fost înregistrate la persoanele trecute de 65 de ani, unde au fost diagnosticați 15 pacienți.